Cum să ne rugăm lui Dumnezeu atunci când avem necazuri sau când întâmpinăm greutăți? Păi cum să te rogi? Te rogi cum se roagă omul ca să scape de necazuri. Părintele Arsenie Boca zicea că omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri și Dumnezeu se roagă de om să se ferească de păcat. Te rogi cum poți. Măi fraților, nu vă închipuiți că există niște metode și că dacă numai rugăciunea aceea o faci, atunci se realizează binele pe care îl urmărești. Fiecare se roagă cum știe, cum crede, cum poate. Rugăciunea e la măsura omului. Mă întreabă și pe mine unii, părinte, ce rugăciune să fac? Și am constatat că sunt niște părinți, niște duhovnici care le spun și unele lucruri fără importanță. De exemplu, zice să citești paraclisul al doilea. Păi de ce al doilea, și de ce nu primul? Nu se știe ce cu toate treburile astea. Citește domnule paraclisul Maicii Domnului, dar de ce al doilea și nu primul? Nu cred că sunt niște lucruri prin care se soluționează ceva.